O să vă uitați la review și o să dați like și subscribe. Sau vă rog, frumos. Bine, dacă aveți să-mi spuneți, că poate chiar am puteri Jedi. Din prima trebuie să menționez că nu o să dau niciun spoiler, nu o să stric filmul pentru nimeni, o să-mi tai o mână cu o sabie laser înainte să fac asta pentru orice film. Nu puteți să spuneți că nu e la modă în Star Wars, în toată seria, cineva trebuie să-și piardă o extremitate, altfel nu ești cool. E ca un tatuaj pentru ei. Star Wars The Force Awakens este următorul film din serie, este episodul 7. În ordine cronologică, acțiunea are loc după Return of the Jedi, care a apărut acum 32 de ani. Wow! Este regizat de J.J. Abrams și scris tot de el și încă câțiva. J.J. Abrams, care a făcut cele două filme noi Star Trek acum câțiva ani, deci să știți că e pe mâini bune pentru cine nu a văzut încă filmul. Își reiau vechile roluri Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill și fac o treabă extraordinară. Dar avem și personaje noi în jurul cărora se învârte acțiunea. Daisy Ridley este Rey și am putea spune că e actrița principală și cam fură tot filmul. Adam Driver îl joacă pe Kylo Ren, a.k.a. The Bad Guy. John Boyega este tipul îmbrăcat în Stormtrooper din trailere, Oscar Isaac, cel mai bun pilot al Rezistenței, Andy Serkis, Gollum, Planet of the Apes, adică nu-l joacă pe Gollum în Star Wars. My precious lightsaber. Toate personaje construite foarte bine de-a lungul filmului. Afli bucăți din povestea lor și cum au ajuns în locul în care sunt acum, le înțelegi starea de spirit, le înțelegi motivația și conflictele interioare. Hai să intrăm în pâine. Acțiunea este incredibilă, totul de la regie până la efecte. Am aflat că multe sunt pur și simplu practice, explozii adevărate și machete și costume. Bineînțeles, sunt tărite cu chestii computer generated. Felul în care mișcă, virgulă, camera care urmărește un personaj sau o navă sau o acțiune și secvențe lungi cu cadre largi, arată atât de real, simți impactul pe care l-au prăbușirile sau exploziile sau săbile laser, chiar și armele soldaților, piu, 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 sunt atât de puternice, sonorul, sunetul, efectele sonore, sunt, ajută foarte mult, sunt foarte bine realizate. Un film, clar, nu ale mele. Piu-piu, ce am făcut mai devreme. Efectele mele sonore, vizuale, nu știu ce, constau în ceva de genul aduce, bineînțeles, un omagiu primului film, episodul 4, A New Hope. Sunt multe referințe și chiar obiecte, să le zicem așa, care au apărut pentru prima dată în acel film. Fac o treabă bună și nu e făcută în prost gust sau să șocheze sau să se bazeze doar pe filmele precedente. De exemplu, cum a făcut Terminator Genesis anul ăsta, super dezamăgitor. Acum, am zis că e realizat impecabil, te ține pe marginea scaunului, asta din punct de vedere tehnic, să zicem așa. Dar povestea, deși aduce un omagiu primei trilogii și are personaje construite ca lumea și actorii sunt carismatici și joacă foarte bine, are niște puncte slabe, ca orice film, na. Îți lasă multe fire neterminate, multe întrebări fără răspuns. Încă știu că au făcut special să te macine până la următoarele filme, să te ține interesat, mai ales sfârșitul. Te lasă în pom mai rău decât Hobbit partea a doua, dacă e posibil așa ceva. E atât de enervant, dar și marfă în același timp, mă rog. Unele evoluții ale personajelor mi s-au părut un pic grăbite. Chiar și antagonistul principal, Kylo Ren, este intimidant și amenințător și o prezență așa impunătoare, pe care se bazează în general filmele de genul ăsta. Sunt direct proporționale cu personajul negativ și tot ce ține de realizarea lui. Pe scurt, filmele sunt atât de bune pe cât de bine este realizat un personaj negativ. Mi s-a părut că evoluția lui nu a fost una satisfăcătoare. Cel puțin în filmul ăsta. Uite, asta e altă semănătoare cu episodul 4. Deci, Abrams a adus originalitate în lumea din Star Wars, dar fără să se distanțeze foarte mult de lucrurile care au făcut ca prima trilogie să rămână în istorie. La fel și atunci, după ce ai văzut primul film, abia așteptai să vezi ce se întâmplă în continuare. În concluzie, Star Wars The Force Awakens este o trezire din monotonia de la cinema din ultima perioadă. Se vede că toți implicați și-au dat silința și le-a păsat de ceea ce construiesc, chiar dacă povestea nu a avut impactul pe care aș fi vrut să-l aibă.
Poate așteptările au fost prea mari și de aceea nu am simțit așa o mai mare putere emoțională din partea filmului. Sau poate, cum am zis, următoarele două filme o să-mi închidă gura de tot în modul în care o să se lege și o să evolueze povestea. Sau o să-mi tai o mână. E atât de greu și de enervant să vorbesc despre film, să vă fac o părere, să vă zic părerea mea fără să dau un vileag ceva din film, fără să stric ceva din film. E foarte greu. Nota mea este 9, clar un film pe care trebuie să-l vedeți și recomand să-l vedeți, nu doar pentru că e un fenomen mondial în momentul ăsta, ci ca film pur și simplu.